Cartierul Tinereții, cum a fost supranumit cel mai nou cartier al Sucevei, situat pe dealul mănăstirii la ieșirea din oraș înspre Salcea, a fost racordat de curând la curentul electric. Cartierul beneficiază de o rețea subterană foarte modernă, cel mai modern sistem de iluminat din oraș, cu becuri economice, dar mai eficiente decât cele normale, a fost probat prima dată luni seară. Municipalitatea, prin vocea primarului Ion Ungu, este mulțumită de calitatea lucrărilor, pe care ar dori să le extindă și în restul Sucevei anul viitor, când se va moderniza rețeaua de iluminat public a orașului. A fost finalizată investiția de alimentare cu energie electrică a cartierului dealul Mănăstirii. Mi-aș dori ca acest iluminat eficient, civilizat, economicos să funcționeze în întreg municipiul Suceava. Sperăm să se întâmple acest lucru anul viitor, când vom moderniza întregul sistem de iluminat din municipiu, o parte pe fonduri europene, o parte pe baza unui parteneriat public-privat. Și alte două licitații pentru racordarea la utilitatea cartierului de pe dealul Mănăstirii au fost finalizate, ambele fiind câștigate de firme locale. Licitația pentru apă potabilă a fost câștigată de Inscom pentru 4,9 miliarde de lei, în vreme ce SUCT va realiza lucrările pentru canalizare pluvială și menajere, în schimbul sumei de 9 miliarde de lei. Ambele lucrări au termen de execuție de 12 luni. După finalizarea acestor investiții vor fi asfaltate căile de acces și parcările. Pe dealul Mănăstirii au fost acordate gratuit suprafețe de 300 de metri pătrați de teren pentru case tinerilor sub 35 de ani care au depus dosare la primărie în baza legii 15/2003. Dintre tinerii care și-au construit casele, peste 30 și-au anunțat deja disponibilitatea de a se racorda la curentul electric, chiar dacă nu se pot muta în case prea curând.